Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Eu sunt Beatrice Yoga și în acest videoclip vă face aceleași lucruri diferite pe care le-am făcut și în videoclipurile de până acum. Înainte să trecem la pachetare, la Adding Light, haideți să vă spun o mică poveste. Mai știți când v-am spus să-mi lăsați în comentarii cuvinte pentru că o să fac propoziții cu ele? YouTube mi-a restricționat comentariile pentru că nu știu dacă știați, dar sunt copil. Și ei consideră că copiii nu trebuie să apară pe YouTube, adică pot să apară pe YouTube, dar fără comentarii, pentru că i-ar putea afecta emoțional. Doar că YouTube nu știe că absolut pe nimeni nu interesează chestia asta. Haideți să trecem la treabă. Când să trecem la treabă, vreau să zic să vă arăt light-ul. Am văzut că mai sunt niște videoclipuri pe YouTube și am văzut că sunt foarte puține. Și am zis că dacă tu mi-ai cumpărat un ring light, hai să fac și un unboxing și să vă arăt cum se montează. În cazul în care nu știți. Salut, stau pe jos pentru voi. Așa, n-am loc de scaun. O să începem cu trepiedul ăsta mare. Ignorați. O să scoatem trepiedul cel mare din pungă. Și acum trebuie să-l deschidem. În cazul în care nu știați, are aici un din ăsta care trebuie să-l desfaceți. Nu știu, trebuie să vă descurcați să-l desfaceți mai departe. E un trepied. Deci, are trei. Are asta de sus, ăsta. Adică are două din astea care... E un trepied. De aici, ultimul ăsta de jos, da? Da? Trebuie să se facă așa piciorul. Îl coborâți. Apoi, de aici, îl strângeți. După ce îl strângeți, nu foarte tare, ca să puteți să-l mai destrângeți. Dacă o să aveți nevoie. Îl puteți pune jos. Și după aceea, dacă vă trebuie mai înalt, deci șurubați de aici de sus. De aici, prima asta de sus. Prima asta. Și trageți în sus. Și dacă nu e de ajuns de sus, puteți să mai desfaceți și de aici. Și așa. Și acum puteți să strângeți de aici. Și ăsta de sus îl punem la loc. Acum că avem trepiedul, aici sus avem un capac. Avem și trepiedul ăsta micuț, îl desfacem în același timp. Îl desfaci, se face foarte mare, așteptăm să fie mai mic. Ocupă foarte mult spațiu pe birou și biroul meu e foarte încărcat. Partea interesantă e că pot să-l țin și așa și dacă vreau să mă plimb cu lumina după mine, ceea ce probabil că nu o să fac prea curând, pot să mă plimb cu lumina după mine și cu telefonul sau pot să-l arunc pur și simplu pe birou. Și acum trecem la lucrurile mai interesante sau mai importante. Dar ring light-ul, adică dacă sunt să mă uit bine, în fine, hai să desfacem chestia asta care e pink black, deși e mai mult black pink. Ok, înăuntru cutiei, am uitat din nou să vă arăt, da? Deci, înăuntru cutiei avem ring light-ul și o pungă. Nu știu dacă era aici sau nu, am găsit-o în plus. Avem următoarele trei lucruri, dintre care doar două sunt importante. Deci, avem chestia asta. Avem chestia asta, mă rog, e un suport, nu știu ce zic chestie, care ține telefonul. Și are aici o chestie, vă arăt mai târziu cum se montează. Chestia asta, care practic, teoretic, o să trecem la ring light, ok? Așa arată spatele, așa arată un ring light, așa arată cablul. Nu mă întrebați de ce eu mereu păstrez astea, fie că se lasă cu fie că șoricei, mă rog, nu șoricei. Nu mai știu, nu-mi vine în minte acum cum se numesc. Am ridicat telefonul puțin mai sus. Ring light-ul e aproape mai înalt decât mine. Și am ridicat și ring light-ul, trepiedul de la ring light, pentru că era prea jos. Să vă arăt cum se cuplează minunățile astea două. Avem aici o chestie. O dăm jos. Am dat-o jos. O punem deoparte pentru că o vom folosi mai târziu. Când? Cred că e al treilea rând. Vom lua ăsta și îl vom băga aici. Aveți grijă să-l băgați așa. Băgăm ăsta pe aici, pentru că am uitat să-l băgăm pe partea asta. Pentru că noi am uitat să o băgăm pe partea asta înainte să-l băgăm după aceea. Vedeți chestiuța asta. Se înșurubează în chestiuța asta. Bat așa, îl punem cum vrem. Îl puneți în poziția asta. Pentru că telefonul va veni în poziția asta. Dacă vreți să filmați pătrat, pătrățos, cum filmez și eu acum. Și îl puneți în poziția asta, dacă vreți să filmați drept, cum nu filmez eu acum. Trebuie să-l puneți așa și încercați să-l puneți cu partea asta care se ridică în sus. L-am băgat într-o sursă de alimentat. Avem aici telecomanda care cred că e destul de fragilă. Ar trebui să am grijă de ea. Și
practic, dacă apăsăm pe butonul ăsta de jos de tot pe care scrie on off, s-a făcut lumină. Cam așa se vede cu ring light-ul. Adică am toată fața luminată, se vede că am în ochi cercurile și morbește. Acum vreau să vă arăt cea mai amuzantă parte. Eu am chestia asta și ca aș avea o baterie externă, aș putea să o bag în buzunar, să o conectez ring light-ul. La bateria externă să pun ring light-ul pe trepiedul mic și să mă plin cu el. Dar vreau să vă mai arăt încă o chestie. V-am spus că am o colecție largă de trepieduri. Am aici unul dintre trepieduri. Este cel de birou. E nu prea stă așa, dar merge să mai filmez așa cu el, cam joacă. În mare parte el stă așa, pentru că e de birou. Și acesta aici, dacă reușesc să-l desfac, deși nu cred, are exact aceeași are exact gaura asta acolo, pe care e compatibilă și cu aparatele de filmat. Dar este compatibilă și cu suportul de la ring light, ceea ce înseamnă că dacă vreau, pot să fac așa, fac chestia asta. Ar merge, nu? Adică aș putea să o fac, dacă mă ajută cu ceva. Bine, cam atât a fost cu acest videoclip. Eu am fost Beatrice Oga. Nu uitați să dați like, share și subscribe. Aici avem trepiedul. Iar m-am încurcat în fire. Aici avem trepiedul cel mare și acum filmez cu trepiedul cel mic ca să vă arăt că eu practic pot să filmez un vlog cu lumina la mine și se reflectă în geam. Da, atât am vrut să vă salut. We'll be right back.